oamenii își construiesc prima dată casă și își fac piscină. Ionel Popa de la Bocșa atât e de împătimit după pescuit că prima dată și-a săpat balta de pește în grădină, că vile au toți de prin preajmă. Și cum unde-i pește e și de mâncare, hop și noi, cei de la Sarea în Bucate, pentru câteva rețete inedite, al căror anfitrion principal este binecunoscutul crap. Dacă vezi atâta apă în spațiului tău, în fața ta și la oaltă, ce ghingești, Doamne, că am ajuns, cum zice Olteanu, iete muică ce de ji, adică am ajuns la Dunărea Mare. N-am ajuns la Dunărea Mare, nu că n-am avea aici la noi în Banat, dar avem. Mai omis, ia, uitați-vă aici, în raiul prăpământ. Unge? Acasă, la mine, la Bocșa. Pentru asta m-am vorbit eu cu maestrul Ioneluș, că noi am crescut împreună, dar n-am știut, mă, oameni buni, care pacimă de pescuit atât de mare, și el, și muierea lui, că vezi, asta e... Nu pot să zic că-i năcați. Asta e de bine, că amândoi pacimă asta cu pescuitul și n-am știut că Ioneluș al meu e maestor mare de făcut mâncare de pește. Și el m-a zis așa, ciorba sau zupa e cu pește. Fielul 2, musai pește. Acum, ăla de dulce, nu știu dacă are sau n-are pește, dar un lucru știu sigur, răchia nu-i de pește. E răchie de băut. Aia e mai bună de băut, cu siguranță, da. Ioneluș, dragule și iubitule, eu de-abia aștept să mănânc și de-aia mână o țără de space, la trap, așa să facem mâncarea. Zâm, cu ăștia, ce facem? Ăștia îi punem pe grătar, coacem ardei gogoșar și capea, îi punem pe grătar, îi curățăm bine și pe urmă îi băgăm la ceaunul cu zacuscă. Hopa! O și zis, dar l-am lăsat pe el să zică primul. Facem o zacuscă de? De pește, obligatoriu. Zacuscă de pește, păi tu m-a zis, felul întâi pește, felul doi pește. Dacă tot ne place peștele, facem o zacuscă de pește. Deci zacuscă de pește. Auzi tu, Ioneluș, dar de ce ne chinuim noi așa să-i punem ale grătaruri în loc să punem un pește pregrătar? Noi punem pipar ca pregătar, de ce? Dane, ne chinuim pentru că punând gogoșarul și ardeiul capea pe grătar, zacusca noastră o să aibă un gust mai bun. Puteam să poate dăm, și fără. Puteam să o dăm prin mașina de tocat, era mai simplu. O dădeam mașina de tocat și capia și gogoșarul și era mult mai simplu. Dar gustul care îl dă grătarul, nu-l dă mașina de tocat niciodată. Până-i lumea și pământul. Da, așa zice Bănățanu, până-i lumea și pământul. Bun, de pipar, că agică de gogoșar și de capia, ne-am scăpat, da? Acum da. Acum da. I-am înghesuit tare bine acolo, așa, că vegeți, domniile voastre, la foc, la cald, toată lumea se înghesuie și noi înghesuim pipar, că aici că-i cald și bine pregrătarul nostru. Și cât coacem pe grătar cele 2,5 kg de ardei, capia și gogoșari, pregătim peștele anume ales pentru zacuscă. Auzi tu, maestore, văd că ai două forme de pește. De ce? Dane, ca să dăm un gust mai bun zacuștii. Așa, stai în mouțăr așa. Ăsta? Ăsta e un crap românesc, așa. Un crap clasic și avem fitofagul sau adică novacul. Tot un crap, dar de crescătorie, de crap, cum ar veni. Novacul nu, care e un pește de Dunăre, care noi îl folosim azi la rețetă, e un pește de Dunăre. Fitofagul ăsta e de Dunăre și crapul ăsta e tot de Dunăre. De ce? Ce fel de pește ne trebuie la zacuscă? Dane, de preferat la zacuscă folosim un pește mai gras, ca zacusca să aibă un gust mai bun. Dacă folosim un pește slab sau un pește cu carne albă, zacusca nu o să iese chiar bună. Da, știu că este pește și mai gras ca ăștia, ca de exemplu somnul. Prea gras. Din somn am mai făcut și... E prea gras, iese, nu-i gustul ăla. Nu chiar iese plăcută zacusca de somn. V-ați uitat în spațiului nostru cât ai balta? Credeți că balta noastră n-are pește? Are! Eu am zis prima dată că Ionel mă cheamă că are pește de la el. Ai așa pești mari? Am așa pești mari, dar peștii din balta noastră îi pupăm, îi prindem, îi pupăm și le dăm drumul înapoi. Ați mai auzit așa norozală, oameni buni, ci că toate dorințele îi se împlinesc. Peștișorul de aur, îi plină balta de pești, toți îți dă aur, că el cum îi prinde, îi țucă în bot și le dă drumul înapoi. Dar cum al nostru e de cumpărat, prindem de-l aruncăm la fiert în ceaun vreo 10 minute, cu apă și oțet, foi de dafin, piper, boabe și sare grunjoasă, ca să-și piardă damful și să capete aromă. Dane, să-ți spun acum un secret.
Un mic secret, de fapt. Dumneavoastră știți? Nici ei nu știu. Spune-l. Peste ardei, capia, gogoșar sau orice ardei am coace, ca să-i curățăm mai ușor, punem puțină sare grunjoasă și punem un capac peste ei. Îi lăsăm 10-15 minute să năbușe și curățăm foarte ușor. Ia, hai să vedem o probă. Bine, curăță tu ca să vadă lumea că tu te pricepi. O să curăț eu. Și cum unii au mâini prea fine sau țoale prea albe, se pune Ionel al nostru să curețe ardeii și gogoșarii, care la timpul lor or să vină tocați mărunt la cuțit și înfrățiți cu ceapa călită în ulei și apoi dinstuită în zeamă de pește, unde or să-și facă de cap și jumătate de kilogram de morcov trecuți prin răzătoarea mare. Vreme vreo 15 minute cât să ne apucăm de curățat peștele de oase. Ioneluș, ce-i faci acum la el? Îi scoți oasele? Da, ne curățăm peștele de oase. Munca care ți-o place ție cel mai mult? Cel mai mult, da. Mă mai ajută și nevasta. Dacă mergi la Dunăre, cine prepară peștele? Depinde de cât sunt de obosit, Dane. Dacă sunt mai obosit, îl prepară nevasta, dacă nu, îl prepar eu. Adică dacă tu prinzi mai mult sau dacă ea prinde mai mult? Chiar și așa, ai dreptate. De obicei, nevasta prinde mai mult ca mine. E mai norocoasă? E mai norocoasă. Dar eu stau și mă gândesc, Ionele, și te întreb pe tine, dacă aveam niște caras. Dacă aveam niște caras, ne mai prindea săptămâna viitoare. Era o foarte frumoasă și foarte bună, doar că emisiunea asta trebuia să o filmez vreo 3 zile ca să scoatem oasele din caraș, cu siguranță. De aceea carasul nici n-are ce căuta în zacusca noastră, să știți. O fi el bun, dar nu e zacusca noastră. E foarte bun la gust, dar nu la zacusca noastră, pentru că trebuia dat prin mașină și eu nu iubesc ca peștele să fie dat prin mașină, să fie fărâmat complet. Îl rupem cu mâna, să rămână bucățile mai mari și mai gustoase. Bucăți mai mari în zacuscă și ele o să fie mult mai gustoase. Ionele, bă, dragule, hai mai uita, ia bulionul, că uite ce fierbe zacusca noastră. Aoleu, ce căldură, frate! Toarnă! Turnăm, Dane, turnăm. Ia zi-mi și mie, care-i taina la bulionul ăsta al tău? Taina la bulionul ăsta nostru e că roșiile le-am copt pe grătar, ca și ardeii, capia și gogoșarul, pentru a avea un gust mai bun. Le-am dat prin mașina de făcut bulion și a ieșit un bulion de casă, curat, 100%. Dragii mei, la noi, la români, grătarul a devenit cea mai importantă sculă, ustensilă casnică. Faci carnea pe ea, faci legumele, faci părădăițele printr-un bulion. Și dacă nu dogați asta cum o cheamă, zacusca, mai o pui pe grătar să se mai fiarbă, nu? Chiar și așa, Dane. Pe același principiu, Ionel a tocat la cuțit și gogoșarii cu ardei. Aceștia trebuie să fiarbă în baie de bulion vreo 20 de minute împreună cu restul de legume, ca să dea gustul dulce la zacusca parfumată cu dafin, piper, boabe, sare, busuioc și cimbru. Dar peștele rămâne vedeta cea unului nostru, care își va pune la final amprenta definitivă asupra zacuștei. Hai, Ionele, hai, dragule! Da, Dane, punem un ardei iute. Rupem bucățele. Adică stai să ne înțeleagă tot natul. Îi arătăm lui zacuscă cum arată pipar caiuce, dăm un rând și îl și lăpădăm pe afară. Pe final, chiar așa, Dane. Poate nu toată lumea mănâncă picant. Să prindă puțin aromă și puțin gust de la ardei iute. Adică numai l-am arătat și îl și lăpădăm după aia. Și în 10 minute îl dăm afară. Hai. Și ce mai băgăm? Băgăm usturoi. Așa? Adică, dragii mei, trebuie să înțelegeți, zacusca noastră este specială. Usturoiul face frățâie foarte bună cu peștele, da. Că în zacusca normală nu se pune usturoi. Niciodată. Dar la pește, punem că peștele iubește usturoiul, cu Dane amestecă bine, să nu se prinde de fund. Aulă! Eu am ales munca mai ușoară. Și mai este un secret pe care tot Ionel o să vi-l spună. Și pe final, Dane, ca să păstrăm zacusca noastră pentru iarnă, și să-i dăm un gust mai bun în același timp și să tăiem și din acidul roșilor, care noi l-am făcut un bulion de casă, punem o lingură de zahăr. Cine, Doamne, o mai văzut la noi la Bănățeni rățăp
Fără să punem cucor. Păi noi punem cucor, măi, că, Doamne, noi ni sunt dulci, cum zic bănățănii, ni sunt dulci, de-aia punem cucor în ea. Și ia uitați ce, ce rețetă de, de zacuscă cu pește. Arată. Și Ionel, mai trebuie să le mai spunem un secret telespectatorilor atunci când vă băzgoiți la noi și Ulițu. Și Ulițu, urechile bine acum. Am pus niște foi de dafin. Da, da, trebuie să le scoatem afară, ele se amărăsc pe final. Noi trebuie să le scoatem când punem conserva pentru iarnă. Dacă o mâncăm acum, nu trebuie să scoatem foaia de dafin afară. Dacă, dacă punem lăsăm în borcane, sterilizăm borcanele, le punem pentru iarnă, foaia de dafin trebuie scoasă afară, că amărăște. Amărăște. Și ardeiul, nu vrem să vă amărâm degeaba, că v-ați uitat la receptul nostru și v-a apucat pofta de el. Hai!